Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Uneori îți mai prinzi invitatul, profitând de Zoom, bineînțeles, și în mașină, mai ales dacă e pilot de raliuri. Mașina este locul lui favorit, da? Octavian Ciovică, pilot în Campionatul Național de Viteză în Coastă și prin vicepreședinte PNL Brașov. Nici nu știu cu ce să încep. Încep cu bună ziua! Salut! Salutare! Și pilot de avion, Dane! Am uitat asta, venea, mi-aduceam eu aminte că ești și pilot de avion. Dar hai să începem cu politica, pentru că ieri au fost alegeri în PNL la Brașov. Este o echipă nouă, este aceeași echipă. Care e situația? Da, au fost alegeri, Consiliul de Coordonare Județean, unde s-a ales președintele, întreaga structură ce ține de organizație. Domnul Adrian Veștea a recâștigat mandatul de președinte al Partidului Național Liberal pentru mandat de 4 ani de zile. O echipă puternică în spate, oameni cam aceiași, dar s-au modificat puțin lucrurile din punct de vedere al pozițiilor. Ești prim vicepreședinte. Ce erai înainte? Aici vreau să ajung. La organizația municipală s-au făcut modificări din punctul meu de vedere foarte, foarte bune. Eu sunt președinte încă la organizația de tineret. Voi preda ștafeta unui tânăr și am fost ales ca prim vicepreședinte al organizației municipale alături de Sebastian Rusu, actualul viceprimar, președinte al organizației municipale, Roxana Cojocea, omologul meu, tot prim vicepreședinte, Sebastian Bădulescu, secretar general, și o structură cu totul și cu totul nouă ce ține de vicepreședinți, de membri. Cred că echipa de la municipiu are cea mai bună componență, să zic așa. Da, da. Sunt tot felul de mișcări acum în PNL. Am înțeles că Brașovul și-a arătat întru totul adeziunea față de un nou mandat pentru Ludovic Orban ca și președinte. Da, ieri s-a făcut acest anunț. Domnul președinte Adrian Veștea a anunțat că suntem prima organizație din țară care a semnat moțiunea. Bun, politica, știi cum e cu politica, ai timp de politică? Da, mi-am dorit, am avut o pauză sezonul trecut, adică anul trecut m-am depărtat puțin de politică pentru că am avut proiectul cu un post de televiziune, cu un reality show. Am fost concentrat pe Campionatul Național de Viteză în Coastă pentru că am făcut schimbări din punct de vedere al materialului de concurs. Anul acesta au venit provocările așa brusc peste mine. Am început sezonul în forță. Am o altă abordare din punct de vedere sportivă. O să discutăm și despre acest aspect. Și această funcție care mă onorează și mă motivează să dau ce este mai bun. Este o funcție foarte importantă în partid. Și trebuie să construim, trebuie să atragem noi membri și să începem să clădim ceva ce nu cred că a mai fost pe scena politică brașoveană. Foarte mulți tineri, din cât am văzut, atât fete cât și băieți, dar și politicieni cu dosare vechi, să zicem așa. Am înțeles acest aspect. La organizația municipală, în schimb, domnul președinte, Sebastian Rusu, ne-a dat credit foarte multor tineri. Suntem în număr de 8 tineri în biroul municipal, în frunte cu mine. O echipă, într-adevăr, tânără, pentru că de asta avem nevoie. Pentru că trebuie să venim în atenția tinerilor, trebuie să scoatem tinerii la vot și trebuie să le arătăm că se poate și politică fără a fi cu pedigree. Pedigree, da. Pedigree ăsta politic care la un moment dat devenise mai mult un inconvenient decât să fi fost vreun lucru bun.
lăsăm politica la o parte. Am făcut așa o introducere politică să nu trecem peste funcția asta nouă pe care o ocup. Hai să vedem un pic campionatul național de viteză în coastă 2021. Abordare, ai zis că vrei să ne povestești câte ceva despre tehnica de concurs, adică despre mașină, da? Da, sezonul trecut, după cum știi, am făcut o schimbare a materialului de concurs. Pilotez un Radical SR8, un prototip destul de puternic, 690 de kilograme, 440 de cai putere. Am zis că sunt pe ea anul trecut și a fost ea pe mine, din punct de vedere fizic. Dar ne-am învățat foarte rapid. Eu toată cariera mea de pilot m-am ferit de tracțiune spate și iată că tracțiunea spate mi-a venit cel mai bine. Acum îmi pare rău că n-am făcut acest pas mult mai repede. Da, am terminat sezonul pe locul 3 în 2020 și am zis, băi, fără prea mari eforturi am ajuns aici. Și am zis că trebuie să lucrez și la mine foarte mult. Și am început sezonul acesta de pe data de 3 ianuarie un program intens de pregătire fizică cu Florin Dumitrescu, brașovean al nostru, nutriționist, iar de 3 luni încoace urmez și adică întâlniri cu un psiholog sportiv. Din păcate, psihologii sportivi sunt foarte rari la noi în țară, nișați pe acest domeniu și l-am găsit, e pe job, vorba de George. Țin foarte mult la el. E cel mai mare plus din evoluția mea sezonul acesta. Stai că nu știu ce, s-a mai turecat din ecran. Dar asta este riscul, mă prins la locul de muncă. Noi avem etapă în acest weekend la Sinaia. Este a 5-a etapă din cadrul campionatului național de viteză în coastă și sunt cu pregătirile pe ultima 100 de metri. Am tras într-o parcare și am zis să vorbim la cald, cum ar veni. Corect. Da. E foarte bine și ne ajută și Zoom-ul. Eu apreciez după pandemia asta cel mai tare, apreciez Zoom-ul. În rest, nu mare lucru, dar da. Zoom-ul ăsta din mi se păcate... pare interesant. Că poți să faci emisiuni cu oricine, oricând și mai ales oriunde. Exact. Oriunde, da, asta e cel mai important. Care a fost evoluția în campionatul național de viteză în coastă până acum, în celelalte etape? Da, abordarea mea a fost pentru a face pregătirea asta fizică intensă. Am pregătit exact cum o face un pilot de Formula 1 la acest nivel, dar planurile mele erau pentru sezonul următor, adică pentru 2022, de a fi exact acolo unde îmi doresc, în top, din punct de vedere al formei fizice, dar iată că rezultatele au venit foarte repede. Am început cu o victorie categorică la cheile Grădiștei. Etapa a doua de la Râșnov am dominat-o până la ultima manșă de concurs, când au venit niște picături de ploaie la aproape, cred că mai eram 7 concurenți, unde mi-a stricat puțin planurile, dar cu meteo nu te pui, exact ca și în aviație. La a doua etapă de la Rânca am terminat un loc 3, iar etapa de la Reșița mi-a dus la fel un loc 2 la calificări și un loc 3 la general. Orice campionat este pe puncte, datorită punctelor pe care le-am acumulat și constanței de care am dat dovadă etapă de etapă. Sunt numărul 1 în campionatul național de viteză coastă și aici vreau să rămân. M-am uitat un pic pe categorii. Te bați acolo cu Mihai Leu, care se dă cu un Ferrari totuși. Cum e lupta asta? E egală? Este inegală? Nu este egală, de aia campionatul național de viteză în coastă este împărțit în două categorii. Categoria întâi, categoria autoturismelor de uzină, de fabrică, și categoria 2 destinată prototipurilor și autoturismelor care nu sunt pentru circulat în public. Da, este o bătălie, el a mai fost campion național la categoria 1, fiecare cu categoria lui. Dar pe mine mă interesează titlul de campion național absolut, nu titlul la categoria. Am înțeles, deci tu te bați la titlu mare. În clasament, la categoria 1, dacă tu ai pomenit, Mihai este pe primul loc. Mihai este lider, da. El a trecut de la box la automobilist, tu ai trecut de la politică. Călin Maniciu, brașoveanul nostru, este pe 2, Dudu Șenchea pe 3. La categoria 2, într-adevăr, tu ești pe primul loc, ai 67 de puncte. Costel Căștuneanu
Da, este pe 2 și Silviu Dumitrescu. Eu pe Silviu mi-amintesc că se dădea cu un prototip de ăsta anii trecuți când prezentam raliu. Da, este la egalitate de puncte cu Alexandru Mirea, 43 de puncte. Într-adevăr, Silviu Dumitrescu este un adversar redutabil. Noi am debutat împreună în 2007 la Rânca, pe Transalpina. El a avut o evoluție de 14 ani cu asemenea tip de mașină, eu doar 2 ani de zile, dar iată că ne luptăm de la egal la egal. Da, va veni și la Sinaia, are un prototip din punct de vedere al construcției tehnice, adică al caracteristicilor tehnice, este peste prototipul pe care îl pilotez eu, peste radicalul SRO. Da, mai ține și de șofer, nu cum era vorba aia, în cazul de față să țină de pilot. Da, ține de pilot, ți-am spus, eu mi-am dat seama că sunt depășit din punct de vedere fizic când am făcut primele teste la Transilvania Motoring, când de-abia mi-au scos băieții din mașină, că tremuram din toate căieturile, de-abia ridicam mâinile sus, este extrem de solicitant și mă pregătesc intens pentru că planurile mele pentru sezonul următor sunt de a participa în o cupă de circuit. Și vreau să particip neapărat într-un campionat în afara granițelor țării, în campionatul european mi-aș dori foarte mult. Există campionat european pentru astfel de mașini, pentru genul? Există, da. Viteză în coastă. Sunt campionate în Italia, în Austria, în Elveția, Germania, peste tot. Mi-aș dori foarte mult în Italia pentru că visul meu este să particip la Trento Bondone. Este o coastă celebră de 17 km unde cred că e nebunie. A, deci știi un pic, ai ști despre ce e vorba, dar nu știi ce o să fie anul viitor, nu? Adică tu trebuie să fii pregătit până la urmă, psihic și fizic. Da, fizic este cel mai important pentru că trebuie să fii tot timpul atent pe mașină. Chiar am postat la un moment dat pe un onboard pe Râșnov unde mi-a plecat mașina la 200 și vreo 20 de km la oră și am fost pe ea, am corectat-o rapid și... Asta, până la urmă, e viteză, fac și reacție, fac și mobilitate, fac o grămadă de exerciții care văd că mi-au îmbunătățit foarte mult abilitățile. În plus de asta, am slăbit foarte mult, 15 kg în 7 luni de zile. Obiectivul sunt 20 până la finalul campionatului, până la ultima etapă din 14-15 octombrie, chiar la casă, chiar pe Poiana Brașov. Păi dacă te solicită radicalul ăsta... Încă 5 kg nu e mare lucru, mai ales nu că e, nu și Dumitrescu e cunoscut pentru radical, dar el e radical în domeniul lui. E radical în domeniul lui, dar el pilotează o Sela care mă bătea foarte tare gândul să schimb materialul de concurs pentru sezonul următor și să pilotez ori o Norma, ori o Sela. Încă nu știm exact, sau chiar o Lola. Păi, pentru asta cred că ar trebui să ne pregătim noi separat, că nu înțelegem. Sunt niște nume de fată, da, atât deocamdată. Da, cam toate au niște denumiri de femei și cred că și asta face o parte frumoasă din motorsport. Corect. Mașinile denumite ca femei. Uite, din păcate, suntem pe primul loc în Europa la accidente mortale raportate la 1000 de locuitori. Adică nici COVID-ul, nici nu ne mai scapă nimeni de statisticile astea. Am văzut că mulți sau mai mulți piloți de raliuri sunt implicați în tot felul de proiecte și Giri pe Dan Gârtofan l-am văzut într-un proiect, da. L-am văzut și pe Alex Filip la București într-un proiect. Încearcă oamenii ăștia care se dau bine și foarte bine cu mașina, încearcă să ne facă să fim conștienți de anumite pericole, de anumite lucruri pe care nu le luăm în seamă în mod normal sau în mod obișnuit și apar accidentele astea mortale foarte, foarte multe în România. Da, îți mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la fileu. De anul trecut am pornit un proiect pe care încă n-am ajuns să-l implementez. E vorba de un club sportiv pe care îl construiesc chiar acum, se numește Octavian Ciovică Racing Team, cu marcă registrată, cu tot ce trebuie, dar și cu un proiect foarte mare care vizează școlile, vizează educația tinerilor care vor să dobândească un permis de conducere. Voi face ceva puternic, practic de asta mă zbat, să pot să am vizibilitate, să mă pot exprima și la nivel național, nu numai pe plan local.
Da, va fi un proiect mare, chiar și o academie, cred că acolo vom tinde și să fii fericit că la tine în emisiune am spus de proiectul ăsta mare. Dar e greu, e greu, e greu. Cu actele, e greu cu pandemia. Din păcate, sper, cred că urmează un val 4 care ne va afecta iară. Iar vom sta închiși în casă și să știi că toate opririle astea din evoluție se resimt. Da, corect. Orice perioadă în care nu putem să ne mișcăm normal, nu putem să facem lucrurile așa cum ne dorim să le facem, ne afectează și ne afectează psihic în primul rând. De aia spune un pic, de unde până unde dragostea asta ta pentru sporturile auto? Când ai descoperit-o și cum ai reușit să concretizezi totuși? Da, e povestea vieții mele. Practic, în 93-94, tatăl meu m-a dus la o etapă de coastă pe drumul de Poiana Brașov, drumul ce leagă Brașovul de Poiana Brașov, e celebra coastă. Și am făcut prima oară contact cu ce înseamnă cu motorsportul. Și am fost extrem de fascinat. Idolul meu era Edu Stan și acum suntem prieteni, suntem apropiați. I-am spus că era idolul meu. Aveau niște prieteni de lui, o pancardă pe care scria Edu Stan ca un uragan. Mi s-a părut demențele, el pilota o Lancia Delta integrală, o mașină cu o istorie extraordinară. După aceea am fost la un curs de karting, n-am avut benzină, am plecat plângând de acolo pentru că fiecare trebuia să vină cu bidonul de 2 litri de benzină în punguțe. Eu nu aveam pentru că nu aveam posibilități și am plecat plângând la Palatul Copiilor spre casă și am zis, băi, trebuie să le arăt tuturor că se poate și din nimic și fără pedigree să ajungi să fii numărul 1 și să demonstrezi că niciodată nu trebuie să te lași dacă simți că ai inclinații către orice. Da, e foarte important și până la urmă cred că ceea ce simți în interior te duce mai departe, nu neapărat portofelul. Focul ăsta care arde aici, aici. Da, da, da. Așa, exact. Dar mai mare dorința mea este, cea mai mare dorință de fapt a mea este să pot aduce titlul de campion național în fața brașovenilor, să facem o petrecere în Piața Sfatului, să ne bucurăm cu toții de acest titlu, pentru că de foarte mulți ani, cred că de pe vremea lui Loții Palind, nu a mai câștigat niciun brașoven titlul de campion național absolut. Da, e adevărat. Eu din ce am văzut anii trecuți pe la competiții, erau și brașoveni acolo undeva, dar nu erau chiar... E Călin Maniciu, care e campion național la grupa N și este de departe un pilot extraordinar de la care am învățat și învăț în continuare foarte multe lucruri. Îi mulțumesc pe această cale lui Călin, îi fac și cu mâna, salut, respectul meu, pentru că Călin este un fel de inginer tehnic al meu. Facem niște setup-uri împreună, a venit lângă mine pentru că nu mă pricepeam să-mi setez mașina din punct de vedere al suspensiei, al direcției și a venit lângă mine și a spus că mă ajută și că face tot posibilul ca să fim fericiți. Este un om extraordinar pe care îl apreciez, îl iubesc și are tot respectul meu. Da, într-adevăr, Călin este o legendă a automobilismului brașovean, chiar dacă e tânăr încă, adică e legendă de tânăr. E tânăr, arată tânăr, e verde. Da, e și un om extraordinar care vorbește foarte frumos, care îți spune niște lucruri interesante și importante de fiecare dată. E foarte bine pregătit din punct de vedere tehnic. Este de departe un inginer, un tipicar, îmi place foarte mult de el. Ce le-ai recomanda unor tineri care, în loc să gonească pe stradă cu niște mașini puternice, cumpărate cel mai probabil de părinți, da? De niște părinți inconștienți. Exact. Până n-am zis eu, ai zis tu. Îmi permis să spun lucrul ăsta. Da. Din păcate, pe principiul ăsta am auzit foarte multe povești. Dacă eu n-am avut, lasă să aibă copilul meu. Este prima greșeală și poate fi fatală. Dar ce le-ai recomanda unor astfel de tineri care ar putea sau ar trebui să renunțe la a merge tare pe drumurile obișnuite și s-ar putea apuca, de exemplu, de competiție în domeniu?
Chiar la tine în emisiune în 2014 am venit și am prezentat cursul de conducere defensivă la nivelul la care am putut să-l organizez în perioada aceea. Recomandarea pentru tineri este să urmezi o școală de conducere, o școală de conducere care nu te face să parcurgi așa orele superficial, după care să-și cumpere o mașină, să roage părinții să le cumpere o mașină potrivită nivelului pregătirii lor. Dacă vor mai mult și vor curse, vor automobilism, motociclism, off-road sau orice altă ramură a acestui sport, trebuie să urmeze o școală de pilotaj foarte bine pregătită și din fericire avem în țară și avem chiar și infrastructura necesară pentru a obține o diplomă de școală de pilotaj, după care să o ia treptat și să alerge și să-și descarce adrenalina în cadrul organizat, în competiții sportive și slavă Domnului l-avem pe Bela, Bela al nostru, Bela Stoica, care organizează celebrele promoralii, unde cei tineri și cei fără bugete pot participa cu mașinile lor personale într-o cursă de îndemânare care le poate crea niște abilități necesare pentru traficul de zi cu zi. Teribilismul de care dau dovadă unii și produc niște tragedii, în adevăratul sens al cuvântului, și își pierd viața tineri nevinovați, pasageri ai acestor teribiliști, nu ne fac cinste și nu cred că și-ar dori niciun părinte să-și mormânteze propriul copil. Din păcate este o expresie dură, dar să încerce să evite lucrurile. Uite că se întâmplă. Drumul de Poiană rămâne o mare provocare pentru mulți dintre acești tineri. Nu știu dacă ai sesizat, eu am făcut lucrul ăsta pentru că am prezentat de foarte multe ori competițiile astea automobilistice și băi, de fiecare dată, când se termină, după festivitatea de premiere, sunt ambalate motoarele în tot orașul. Apar vitejii. Da, super special aia din centrul Brașovului, de fiecare dată, frate, se mai urca câte unul pe trotuar, mai găsea câte un loc pe unde nu mai fusese nicio mașină niciodată. Chiar săptămâna trecută un tânăr s-a dat peste cap, a rămas cu roțile sus pe drumul de Poiană. Chiar dacă aparent pare un traseu ușor, este unul dintre cele mai periculoase trasee din țară din punct de vedere al competițiilor automobilistice. Un traseu de o viteză extremă și riscurile sunt extrem de mari. Este foarte alunecos, mai ales în condițiile meteo nefavorabile, ploaie fie îngheț. Și ar fi bine ca fiecare să conștientizeze riscul la care se expune și pe el, și pe participanții la trafic. Teribilismul trebuie descărcat și adrenalina și setea de viteză trebuie descărcată în cadrul organizat competiții sportive. Te-ai făcut și pilot de avion acum vreo 2 ani, nu? Sau când? Nu, 2017, 4 ani de zile, am o licență PPL, Pilot Private License, cu 200 de ore de zbor, cu zbor de noapte, zbor avion complex, adică am aproape toate pregătirile pentru a deveni pilot de linie. Iar în 2020 am absolvit și cursurile pentru o licență de pilot comercial și mi-am înghețat examenele că nu mai pot. Anul viitor este dedicat aviației. Am înțeles. Deci politică, automobilism, aviație și mai e și June Albior. June Albior, tradiția, sunt locuitor al cartierului Schei, suntem familie de 5-6 generații, iubesc tradiția aceasta și în fiecare an mă îmbrac cu mândrie să port acest costum care are vreo 75 de ani de zile vechime și să facem parada, să coborâm în cetate și să bucurăm ochii, dar din păcate pandemia ne-a pus frână. Și anul trecut și anul acesta este pentru prima oară în care parada jurilor nu se ține 2 ani consecutiv. Pe timpul comuniștilor a mai fost întrerupt un singur an, dar iată că pandemia în 2021 ne bagă în istorie, fiind al doilea an în care noi nu ne putem bucura de această paradă împreună cu brașoveni, împreună cu turiștii.
Da, și mie îmi zic, îți spun sincer că îmi lipsește să stau acolo pe scenă și Să ne prezint. Exact, să prezint fiecare companie de juni. Să zic, Hristos a înviat, voi să răspundeți așa de frumos. Adevărat a înviat. Da, e o legătură acolo frumoasă. Da, pandemia. Pandemia mai tare decât comunismul, pentru că tot ai pomenit de comunism. Din păcate, ne-am învățat lecția. Sper, de fapt, că să-mi fi învățat o lecție și să privim altfel viața de acum încolo. Mulțumim frumos, Octavian Ciovică. Ce credeam eu despre mine, că sunt one man show, dar tu ești, hai să zicem, un pic mai tare, da. Nu suntem împreună, suntem brașoveni și toți suntem acolo unde ar trebui să fim. Mulțumim ești cu... Și cu... Da, mulțumim frumos, Octavian. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. A fost Octavian Ciovică, pilot în campionatul național de viteză în coastă, pilot de avion, June Albior și, nu în ultimul rând, prim vicepreședinte la PNL Brașov. Eu sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT. O seară faină tuturor!